Bună seara și bine v-am găsit la un nou dialog social. Sunt Elena Stegar și astăzi avem posibilitatea să urmărim condițiile în care lucrează salariații din cadrul Institutului Muncii, Centrul Educațional al Confederației Naționale Sindicatelor din Moldova. Ce factori influențează activitatea de aici, dar deopotrivă și eficiența muncii, încercăm să cunoaștem în această ediție a emisiunii. Tot astăzi abordăm un subiect de mare interes pentru angajații noștri, ajutorul material. Cine are dreptul la el și cine îl poate acorda, aflăm de la specialiștii CNSM. Rămâneți aproape! Condiții decente de muncă și activitate eficientă. Asta am găsit la Institutul Muncii, care reprezintă Centrul Educațional al Confederației Naționale Sindicatelor din Moldova și înregistrează o istorie de peste 50 de ani. Grație colectivului de lucru care își cunoaște bine meseria și evenimentele desfășurate aici, transformă instruirea sindicală într-un proces educațional modern și accesibil. Urmărim împreună un reportaj la acest subiect, după care revenim la dialog. Odată ce deschizi ușa Centrului Educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, întâlnești oameni care își fac munca pentru că le place și pentru că, de pe urma activității pe care o realizează, apară rezultate. Educația este sarcina importantă a Institutului Muncii și devine o prioritate și pentru salariații de aici. Ei știu, calitatea muncii pe care o prestează este echivalentul nivelului de instruire ai celor care calcă pragul centrului. Aici sunt discutate problemele salariaților. Tot aici se iau decizii, uneori din cele care influențează o întreagă societate. Angajații spun că au o satisfacție mare venind la muncă, mai ales că au și condiții decente pentru a-și desfășura activitatea. Pot să spun că este o atmosferă satisfăcătoare. Zi de zi ne străduim să îmbunătățim atât condițiile de muncă ale salariaților, cât și a serviciilor pe care noi le oferim în fiecare zi clienților noștri. Totodată, contractul colectiv de muncă ne oferă un șir de garanții pentru salariații Institutului Muncii și noi ne străduim să le punem în practică. Sunt sigură că salariații noștri sunt mulțumiți și totodată tindem să facem lucruri și mai bune și mai frumoase. Salariații de la Institutul Muncii sunt concentrați pe activități care se ducă la pregătirea managerilor de proiecte, capabili să întocmească cereri de finanțare pentru diferiți donatori și să gestioneze proiecte susținute de finanțatori locali și internaționali. Totodată aici se lucrează asupra programelor care abordează dreptul muncii și în domeniul mai puțin valorificat, parteneriatul social. Există însă și direcții care se referă la formarea profesională a liderilor sindicali moderni. Pentru a înțelege pe deplin munca celor care activează aici, ne-am propus să readucem în atenție cele mai importante evenimente cu tentă educativă organizate de către echipa de lucru de la Institutul Muncii. Unul dintre ele este proiectul lansat de CNSM, Școala Negociatorului Sindical, care este concentrat spre o protecție social-economică mai mare pentru salariați. Acesta este parte integrantă a campaniei naționale Contractul Colectiv de Muncă, Garanția Drepturilor Tale, care a fost instituită de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova la începutul anului trecut. Proiectul de instruire Școala Negociatorului Sindical reprezintă o ascensiune în sensul asimilării de cunoștințe pe acest domeniu. Sergiu Sainciuc, vicepreședintele CNSM, a precizat că acesta are scopul formării profesionale a unei echipe de negociatori sindicali moderni prin dezvoltarea competențelor necesare pentru dezvoltarea activităților de negociere și mediere. Anul acesta noi am declarat anul contractului colectiv de muncă, Garanție Drepturilor Tale, și în cadrul acestei campanii lansate de sindicate, pregătirea unei echipe profesioniste de negociatori sindicali se înscrie perfect. De aceea și am luat decizia ca să instruim 30 de reprezentanții sindicatelor de ramură ca să fie niște negociatori profesioniști în cadrul negocierilor colective la nivel de unitate pentru negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă. Fiindcă în viitor, contractul colectiv de muncă trebuie să devină cel mai important instrument în vederea protecției social-economice a salariaților membri de sindicat. Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, susține de asemenea că prin intermediul contractului colectiv de muncă, salariatul poate dispune de mai multe facilități, motiv pentru care e foarte importantă la moment arta negocierii.
Acest proiect dă posibilitate ca doritorii care s-au înscris în această listă să participe activ la studierea de mai departe a rolului parteneriatului social, a dialogului social, așa cum sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova și de legislația internațională. În contextul dat, noi vedem că persoanele care sunt astăzi prezente au o atitudine serioasă față de a negocia contractele colective de muncă ca un unic act legislativ care reglementează relațiile între angajat și angajator. Participanții au menționat că sunt gata să se dezvolte în direcția negocierilor pentru ca ulterior să poată asigura o dezvoltare durabilă a societății noastre. Sunt convins că cele studiile primite de la acest curs va fi benefic pentru noi și la fel pentru centrul de poștă Belz. De la această școală a negociatorului avem așteptări foarte mari de a dobândi cunoștințe în domeniu, deoarece sunt proaspăt ales președinte a Comitetului Sindical, nu am nici un an de zile de activitate, de aceea orice informație va fi utilă, iar activitățile practice care le vom efectua vor fi benefice, mai mult decât benefice, pentru activitate. Programul Școlii Negociatorului e orientat spre dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice, privind procesul amplu de negociere în domeniul legislației muncii și a drepturilor sindicale. Un alt proiect pe care pune accent echipa de lucru de la Institutul Muncii este programul educațional Formare de Formatori, lansat de Federația Sindicală Sănătatea. 20 de profesioniști. Acesta a fost rezultatul de care s-a bucurat Federația Sindicală Sănătatea de pe urma sesiunii finale în anul 2018. Potrivit lui Mihai Dutca, coordonatorul programului educațional Formare de Formatori, proiectul este unul care are scopuri mari, iar acum s-a ajuns la etapa în care se culeg rezultate. Proiectul Formare de Formatori a Federației Sindicală Sănătatea are un scop destul de ambițios. Pregătim un corp de formatori sindicali care ar realiza politica și strategia Sindicatului Sănătatea, deci ar realiza programele noastre educaționale, care este una din strategiile aprobate de Congresul Federației noastre. Cursanții și-au prezentat proiectele individuale, iar lucrările urmează să fie apreciate de Comisia de Conferire a Gradelor de Calificare a Formatorilor Sindicali a CNSM și, în funcție de valoarea proiectului individual, va fi acordată calificarea de formator sindical de unul dintre cele trei niveluri, local, teritorial, național. Deci rezultatele, sperăm că vom avea circa 20 de formatori noi formați și mă bucur faptul că sunt tineri, majoritatea sunt femei și dacă sunt majoritatea femeilor din tot grupul acesta care îl formăm, deci rezultatele vor fi, reușita va fi garantată. Participanții la proiect spun că programul educațional Formare de Formatori al Federației Sindicale Sănătatea este unul util pentru că îi ajută să organizeze seminare de instruire, de informare la nivelul instituțiilor medicale din localitățile țării. Igor Zubco, vicepreședinte al Federației Sănătatea, susține că educația continuă reprezintă o necesitate pentru activul sindical. Tocmai de asta și se fac acțiuni de acest fel. Ne-am propus instruirea unui grup de formatori sindicali. Știm foarte bine că educarea adulților este un proces foarte greu, dar nu imposibil de realizat. Federația Sindicală Sănătate a avut permanent cei mai buni formatori sindicali, dar nu vom avea un viitor sigur dacă nu vom pregăti o nouă armată de formatori sindicali care să poarte mesajul Federației prin colectivele de muncă din toată Republica. Programul educațional Formare de Formatori are drept obiectiv general formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru desfășurarea activităților în cadrul Federației Sindicale Sănătatea. Continuăm emisiunea Dialog Social cu aceeași tematică și cu același colectiv de lucru de la Institutul Muncii. După ce am urmărit cum se lucrează în colectiv, care sunt condițiile în care salariații de aici își desfășoară activitatea, ne propunem să cunoaștem și ce se ascunde în spatele acestor rezultate. Despre succesul, realizările și performanțele actuale, aflăm de la Sergiu Stanciu, directorul instituției cu care am stat de vorbă. O echipă de 45 de persoane lucrează la Institutul Muncii. Ei știu ce au de făcut.
Cercetarea și educația sunt la ele acasă. Aici se lucrează conform strategiei Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, spune Sergiu Stanciu, directorul instituției. Salariații își îndeplinesc misiunea cu maximă responsabilitate, pentru că atunci când cursanții calcă pragul instituției, să beneficieze de toate condițiile pentru procesul de înstruire. În primul rând, aș începe cu faptul că Institutul Muncii este institutul creat de Confederația Națională a Sindicatelor în scopul de educare și consolidare capacităților educaționale a CNSM. Este fondat în 1964 ca o instituție în locul Centrului Metodologic de Instruire a Cadrelor Sindicale de pe vremea Uniunii Sovietice. Prin urmare, noi avem un scop anume. Avem un plan educațional pe care îl îndeplinim anual. Lucrăm conform strategiei Confederației Naționale a Sindicatelor 2017-2022, prin care încercăm să punem în aplicare toate programele care sunt solicitate de către federațiile de ramură. Transmitem un plan prin care dumnealor ne transmit solicitările cu temele de interes major pentru ei, respectiv noi facem acest plan. Atunci când vorbim de Institutul Muncii în general, vorbim despre o instituție cu diferite sfere de activitate, cu o infrastructură destul de complexă, pentru că atunci când oamenii vin la Institutul Muncii, trebuie să aibă asigurată toată infrastructura necesară pentru activitate. Prin urmare, avem hotel, avem săli de studii, avem săli de conferință, avem restaurant, deci toate serviciile sunt incluse într-un singur pachet, cum ar veni. Proiectele desfășurate aici au avut impact, prin urmare și succes. Școala negociatorului și școala sindicală au fost, dar urmează să fie utile și pe mai departe. Anual în Institutul Muncii sunt instruiți circa 2000 de persoane din cadrul federațiilor de ramură. Anul 2018 au fost, de exemplu, 1600 de persoane instruite la Institutul Muncii prin programul finanțat de către CNSM la Institutul Muncii. Dar fiecare federație de ramură, de exemplu, mai are și programul propriu. Prin urmare, beneficiază de serviciile Institutului Muncii în afara acestui program finanțat de către CNSM. Vă spuneam despre școala negociatorului sindical, că a fost lansată anul trecut. Această școală face parte din proiectul, sau mai bine zis, din campania lansată de către CNSM, contractul colectiv de muncă, garanție drepturilor tale. Acest program a școlii negociatorului nu face altceva decât să capaciteze persoanele, liderii sindicali, persoanele interesate din cadrul CNSM, dar și din federațiile de ramură, pentru a-și îmbunătăți capacitățile de negociere. O organizație internațională a muncii este o organizație cu care noi avem mai multe activități aici în cadrul Institutului Muncii și respectiv în cadrul acestor parteneriate să desfășurăm mai multe activități. Prin urmare, urmează în luna aprilie acestui an o activitate importantă aici la Institutul Muncii, care este centenarul OIM, 100 de ani de la fondarea OIM, și vom beneficia de asistența acestor parteneri și vom avea ocazia să vedem personalități, dar și oameni din conducerea OIM la nivel de Republica Moldova, Geneva și așa mai departe. La fel, în noiembrie 2019 mai avem o activitate importantă, Comitetul European al BVI, care se va desfășura aici la Institutul Muncii, o activitate extrem de importantă. Noi vom pune accente majore pe această activitate, ne vom pregăti într-așa fel încât să corespundem nivelului european, pentru că, practic, în această activitate vom avea oaspeți din toată lumea.
Este o ocazie unică ca Institutul Muncii să-și demonstreze capacitatea de a organiza evenimente la nivel internațional. Cursurile organizate de CNSM la Institutul Muncii dezvoltă comportamente, abilități și calități de lider. Ele reprezintă o platformă pentru care mulți optează, fiind importante atât pentru mișcarea sindicală cât și pentru societate. Este o platformă prin care aceste persoane care trec cursurile la Institutul Muncii, școala sindicală sau școala negociatorului sau alte programe desfășurate la noi, nu fac altceva decât să-și crească capacitățile nu doar pentru activitatea în cadrul sindicatelor, dar în viață în general. Știți că este... mă rog, absolut necesar ca omul să fie informat în primul rând. Păi aici, în afară de faptul că obține informația necesară din sfera muncii, din legislația muncii, din tot ce înseamnă cadrul legislativ general în Republica Moldova, din tot ce înseamnă comunicare, comportament, tot ce înseamnă semnificația instituțiilor și care sunt rolul lor în societate. Omul mai capătă și capacitate de a deveni un lider într-un grup anume. Instruirea și educația nu pot fi la cote înalte dacă nu există o calitate a mediului în care se desfășoară toate aceste activități. Tocmai din aceste motive se pune accent pe echipa de lucru, pe condițiile de muncă ale angajaților. În Institutul Muncii avem diferite activități. Sunt nu doar din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor, avem și activități care vin din afară, cum ar fi ONG-uri, cum ar fi organizații internaționale, dar și structuri comerciale care vin să-și desfășoare activitatea în Institutul Muncii. Avem parteneriate cu diferite segmente de piață. Mă rog, noi suntem o instituție de învățământ sindicală, prin urmare avem parteneriate și la nivel internațional, avem parteneriate și la nivel național cu câteva universități de la noi din Republica Moldova, la fel și cu institute partenere din diferite țări europene, dar și din cadrul CSI. După cum vă spuneam, în Institutul Muncii toate activitățile au o regularitate, deci fiecare echipă, vă spuneam că își face treaba lui. Avem toate asigurate în sălile de studii. De exemplu, dacă vorbim de instruire, de la multimedia până la masă, cazare, asigurare, la tot procesul de studii. Programele educaționale sunt elaborate de către specialiștii noștri în cadrul Institutului Muncii și validate împreună cu specialiștii din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor, după programele anuale, după cum vă spuneam mai devreme. De aceea încercăm să fim, să prestăm servicii educaționale maximal calitative. Institutul Muncii tinde să fie o organizație sindicală model. Prin urmare, aici există un contract colectiv de muncă. Sunt echipamente necesare activității, dar și motivația de a rămâne la locul de lucru. Nu sunt restanțe salariale. Mai mult, salariaților li se oferă și ajutor material în caz de necesitate, conform procedurilor legale în vigoare. Punem accentul pe condițiile de muncă calitative ale angajaților. Încercăm să le asigurăm toate atributele necesare pentru ca aceste persoane să-și desfășoare activitatea la, mă rog, la maximă capacitate. Prin urmare, sigur că fiind o organizație fondată de către CNSM, încercăm să fim și o organizație sindicală model. Prin urmare, avem un contract colectiv de muncă, acum în negociere, pentru că l-avem expirat din anul trecut. Suntem în negocieri. Acest contract colectiv de muncă prevede mai multe facilități pentru angajați, astfel încât să nu avem, mă rog, oarecum perturbații la nivel de activitate. Avem un colectiv care oarecum crede în ceea ce face. Încercăm să consolidăm oamenii, să facem echipe,
să transmitem clienților și oaspeților Institutului Muncii mesajul că noi suntem cei care vă deservim și suntem cei care suntem ospitalieri, respectiv avem foarte multe feedback-uri pozitive din partea vizitatorilor Institutului Muncii. Angajații de aici au posibilitatea să ia masa în cadrul instituției. Tot aici se pune accent pe formarea profesională continuă, dar se menține un echilibru dintre angajații tineri și cei cu experiență ca să se asigure transferul de informații de la o generație la alta. Putem vorbi și despre faptul că angajații atunci când solicită un ajutor material de la Institutul Muncii îl pot obține cu sigur cu respectarea procedurilor de rigoare în sensul prezentării certificatelor, de exemplu, de boală sau de alte, mă rog, momente în viața personală care o are. La fel și hrana angajaților, de exemplu, având în vedere că suntem amplasați într-o zonă de parc, angajații Institutului Muncii, mă rog, nu pot așa de ușor să se deplaseze în timpul pauzei de masă pentru a-și asigura hrana, de aceea am luat decizia ca toți angajații Institutului Muncii să poată beneficia de hrană aici, la locul de muncă. În Institutul Muncii sunt angajați de diferite categorii de vârstă, adică, mă rog, nu neapărat că la noi doar specificul ăsta, dar este foarte important. Avem angajați, de exemplu, așa de curiozitate, de peste 40 de ani angajați la Institutul Muncii și avem angajați care nu au împlinit nici 25 de ani. De aceea, un transfer de experiență de la generația mai în vârstă către cea tânără este oarecum asigurată și încercăm să asigurăm armonia asta dintre generații, nu împiedicăm pe cei care vin noi să vină să implementeze oarecum ideile lor, dar ținem cont și de experiența celor mai cu experiență. În ultimii ani au fost făcute aici mai multe reparații. Tendința de modernizare însă se menține. Institutul Muncii vrea să capete statutul de centru regional. În calitate de prioritate pentru Institutul Muncii, noi de o perioadă lungă de timp vorbim despre faptul că Institutul Muncii este într-un fel, dar poate să-și consolideze această denumire de centru regional de instruire a sindicatelor. Prin urmare, ne focusăm pe acest obiectiv al nostru, în care sigur că infrastructura trebuie să coincidă acestei denumiri și partenerii noștri din străinătate trebuie să cunoască că au toate elementele necesare pentru a desfășura activitățile educaționale, dar nu numai, de organizare a sindicatelor, de exemplu, congrese, conferințe, tot felul de, mă rog, activități specifice sindicatelor, aici anume în zona Republicii Moldova. De aceea, noi an de an îmbunătățim infrastructura, avem în vedere toate aspectele care formează această instituție. La blocul de studii, de exemplu, au fost efectuate pe parcursul anilor, dar în mod special în ultimii ani, mai multe îmbunătățiri la nivel de seli, la nivel de holuri, multimedia, dar și instruire de personal, astfel încât ca sălile de training-uri și de conferință să coincidă cu nivelul la acest segment pe plan internațional. Nu putem să ne numim centru regional dacă nu depunem eforturi pentru îmbunătățirea capacităților și educaționale, evident. Prin urmare, și programele noastre educaționale a Institutului Muncii le adaptăm la cerințele din afară. Am avut oaspeți din, pot să zic, din toată lumea, dar în mod special din zona europeană și fosta Uniune Sovietică, sau mai bine zis CSI, în care ne-am adaptat ofertei dumnealor.
De aceea, în perioada următoare, vom avea ca prioritate anume acest obiectiv, de a deveni pe bune un centru regional al sindicatelor, punând accente pe, sigur că, și pe învățarea de la distanță, ceea ce, iarăși, de o perioadă mai lungă de timp vorbim despre acest lucru. Acum, în Institutul Muncii sunt create condițiile necesare pentru a face videoconferințe, de a și, sigur că, punem la punct acum un program de instruire la distanță, să vedem ce specialiști putem atrage în acest sens. De aceea, încet, încet, depunem eforturi pentru a deveni deja, așa cum vă spuneam, un centru regional. Institutul Muncii reprezintă elementul de bază al sistemului educațional sindical și de formare a cadrelor sindicale al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Vorbim în continuare despre dreptul salariaților la ajutor material. Mai multe întrebări la acest subiect au fost adresate către Federația Sindicală Sănătatea din cadrul CNSM. În ce condiții poate fi acordat, aflăm răspuns în cele ce urmează. Ajutorul material. Cine poate beneficia de acesta și cine îl poate acorda? În adresa Federației Sindicale Sănătate au parvenit mai multe adresări de la lucrătorii medicali membri de sindicat, referitor la excluderea prevederilor ce țin de ajutorul material din hotărârea 837, prin care a fost aprobat regulamentul de salarizare al salariaților din instituțiile medicale publice finanțate de la Compania Națională de Asigurare Medicină. Vreau să vă informez la acest capitol că, într-adevăr, ajutorul material există sub mai multe aspecte care are mai multe înțelese. Unul din ele ar fi ajutorul material ca o recompensă a personalului pentru activitatea sa anuală. Da, într-adevăr, acest aspect era prevăzut în hotărârea de guvern 837, a fost exclus, dar această excludere nu exclude și dreptul angajatorului de a acorda anual ajutor material salariaților, prevăzut de articolul 165 prim din Codul Muncii. Acest articol menționează că ajutorul material poate fi acordat de către angajator, fie odată cu concediul salariatului, fie prin cerere din partea salariatului la necesitate. Desigur, aici aș vrea să menționez că pe parcursul activității unui lucrător apar mai multe necesități în ajutor material, mai ales în situații cunoscute de toți, cum ar fi căsătoria salariatului, fie deces al salariatului sau al rudelor de gradul întâi acestuia. Și cel mai des întâlnit este pentru recuperarea forței de muncă a salariatului. De ce considerăm că această prevedere din Codul Muncii este obligatoriu de a fi folosită în cadrul colectivelor de muncă? Da, este un drept al angajatorului de a acorda ajutor material anual salariaților, dar totodată vreau să informez lucrătorii medicali din domeniul sănătății că în Convenția Colectivă de Muncă nivel de ramură pe anii 2018-2021, partenerii sociali semnătari ai Convenției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Federația Sindicală Sănătate au prevăzut un punct aparte, punctul 91, unde se vorbește chiar de obligația angajatorului de a prevedea în devizul de venituri și cheltuieli sume necesare pentru acordarea ajutorului material odată cu plecarea salariatului în concediu sau la cerere. Dacă ajutorul material nu depășește suma salariului mediu prognozat pentru anul respectiv, care în 2019 este de 6.975 de lei, atunci nu se rețin primele de asigurări obligatorie de asistență medicală din această sumă și inclusiv nu se rețin contribuțiile de asigurări sociale obligatorii. Dialogul social de astăzi a ajuns la final. Cu alte subiecte tematici pentru și despre salariați, ne revedem și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Moldova 1. Până atunci, grijă mare la informare, ziarul Vocea Poporului și paginile noastre din internet vă pot fi de ajutor. Sunt Elena Stegari, o seară frumoasă să aveți, numai bine!